Andreea Bălan și Gabriel Coconu. Că face parte din baletul nostru. Așa este. Poftiți aici, poftiți aici, la jurizare. Încerc și ei de săptămâni întregi. Bine ai venit, Andreea. Mă bucur să te văd și în această ipostază. O să vină microfonul imediat. La noi microfoanele vin așa, pac! Bună seara, dragilor. Abia am așteptat să intrăm și chiar am avut emoții foarte mari. Mă simt ca la Dansez pentru tine. Acum câțiva ani buni și am noroc cu un partener foarte ambițios, muncitor și facem o echipă bună. Adevărul că te țin minte când cu Petrișor ați fost în Mexic și ați luat locul 2 și de atunci ai început cu dansul. Și iată-te și aici pe gheață de această dată și mă bucur să te văd. Am impresia că cunoști pe cineva de la masajului. Bună, Mihai! Bună, Andreea! Da. Ce notă i-ai dat tu acum, după atâția ani? A, mă întreb pe bune? Da, te întreb pe bune. Păi, în primul rând, 10 pentru curaj și asta le-aș da tuturor, pentru că e un dram de, nu știu, eu i-a spune aproape... Da, exact. Mie mi-a plăcut cum a făcut pirueta aceea sus, mai întâi cu ambele mâini. Nu, zice, nu, că ea face numai pe sus, dacă nu mai țin minte. Dar văd că ea are nebunia asta. Ei îi place în priză. Mereu îi place să fie în priză. Am venit prima zi, iartă-mă. Nu știam să patinez și așa făceam. Prize, prize, să facem prize. Deci ai luat-o de la zero. Pur și simplu de la zero. N-ai mai patinat. De la zero, n-am mai patinat niciodată. Foarte tare. Și Gabi a avut răbdare cu mine și am ajuns astăzi aici. Bravo, bravo. Bravo ție. Bravo ție. Și să fii gata și Gabi, păi pe Gabi n-am avut șansa să discut până acum și în direct, l-am salutat de câteva ori pentru că el dansează fantastic în aproape fiecare număr al baletului, în fiecare număr al baletului. Da, în fiecare număr. Cum e să faci prize cu Andreea Bălan? Legat de ce a zis ea, la început ea... Nu, eu te întreb pe tine. Cum e să faci prize cu Andreea Bălan? Mai ales ultima, că am văzut... Crize sau nu... prize, ce ai zis? Prize. Prize, cum era cu mânuța acolo? La început, sincer, mânuța, m-am Andrei, speriat, m-a luat că tare, direct. M-a luat pe sus? Prima oară când ne-am întâlnit, cred că de jumătate de oră ne știam, priza asta mare sus. Păi, am zis, mamă... Are curaj, da. Nu? Vă că mă pricep și eu cât de cât și merge bine. Foarte bine, bravo, felicitări. Atât am avut de spus. Mulțumim frumos, Andreea. Sper să te mai vedem. Cine știe, poate la sezonul cu numărul 2 de la...